diplomat rus din România. Este vorba despre adjunctul atașatului militar al Rusiei la București. Persona non grata a fost declarat acest atașat militar. Sursele noastre vorbesc despre intenția acestui diplomat de a strânge informații despre armata română, despre aliații României, atât din NATO cât și din Uniunea Europeană. O situație despre care stăm de vorbă cu Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, în direct la Digi24. Bună seara! Bună seara! Cât de gravă este situația asta? Într-adevăr, nu este o situație foarte des întâlnită în practica diplomatică, numai că se întâmplă. Convenția de la Viena, 1961, drept diplomatic și consular, diplomații beneficiază de imunități și privilegii în posturile diplomatice din țările în care sunt acreditați. Dacă depășesc niște limite, dacă activitatea lor se înscrie uneori chiar într-o zonă infracțională, statul în care sunt acreditați nu poate reacționa cu sistemul judiciar. Și atunci, singura măsură care se poate lua este declararea persona non grata. O astfel de decizie luată de statul în care, repet, își desfășoară activitatea acești diplomați, nu se motivează. Se transmite pur și simplu, se comunică printr-o notă verbală și, evident, statul trimițător este obligat să-și retragă diplomatul de la post. Informațiile despre ce ar fi făcut acest diplomat, noi le avem pe surse. Săptămâna trecută, aici în studio, ministrul de externe Bogdan Aurescu a fost întrebat dacă România va răspunde cumva apelului făcut de Cehia. Cehia a expulzat 18 diplomați într-o primă fază și apoi 60 și a cerut partenerilor să repete gestul. Iar ministrul de externe a spus că lucrurile astea se fac și se anunță atunci când se fac, nu de dinainte. România, credeți că a răspuns prin această expulzare solicitării Cehiei sau ăsta era un pericol real? Faptul că exista un diplomat rus care căuta să recruteze pe aici oameni care să-l ajute să afle mai multe lucruri despre România și aliații săi. Un pericol real sau un răspuns la solicitarea Cehiei? Nu cred că este vorba de un răspuns la solicitarea Cehiei, pentru că, din câte am înțeles din sublinierile publice ale Ministerului Român de Externe, la baza deciziei a stat Convenția de la Viena, cum vă spuneam, din 1961. Deci, din acest punct de vedere, este vorba de acte sau fapte în afara mandatului diplomatic în relația cu România în ceea ce privește exercițiul mandatului diplomatic. Deci, din această perspectivă, nu există în practica internațională măsuri care se iau în plan național ca și argument politic. Deci nu pe baza unui consens politic se iau aceste măsuri. Este vorba de acte și fapte punctuale, repet, care în mod normal ar trebui să fie sancționate de justiție, dar datorită privilegiilor de care se bucură orice diplomat oriunde în lume, aceasta este măsura de retorsiune, măsura care se aplică în astfel de situații. De obicei, cum se întâmplă? După ce un diplomat este declarat persona non grata, trebuie să se suie în avion în cât timp? În 48 de ore de regulă. În 48 de ore trebuie să plece. Și dacă nu se întâmplă asta? Nu știu să vă dau exemple că nu s-a întâmplat acest lucru. La ce reacție din partea Rusiei să ne așteptăm? Având în vedere practica anterioară, este posibil să nu existe niciun fel de reacție. Aici ține strict de analiza, evaluarea suverană a statului rus, sau este posibil o măsură în oglindă, o măsură de retaliere. Adică să expulzeze un diplomat român. Adică un diplomat român să fie expulzat. Ambasadorul Rusiei la București spune astăzi că gestul Bucureștiului, gestul României, nu este unul prietenesc. Aproape că-ți vine să râzi. Probabil că este un eufemism practicat în diplomație. Ce înseamnă când ambasadorul spune că ăsta nu e un gest prietenesc? Nu e.
Totdeauna pot să vă spun, deși sunt convins că nu o să-mi cereți argumente și n-am cum să vi le dau, în spatele unei astfel de decizii există date foarte clare. Nu este vorba doar de un schimb prietenesc sau neprietenesc. Domnul ambasador probabil că a vrut să dea un fel de explicații publice și, mă rog, într-un fel sau altul să se delimiteze de gestul autorităților de la București. Niciodată o astfel de măsură, încă o dată o spun, excepțională, nu se ia ca și un gest, ci având la bază elemente foarte serioase, extrem, extrem de semnificative în legătură cu activitatea diplomatului respectiv și care, repet, deși nu există obligația de a fi comunicate, uneori, sigur, pot fi date elemente din acest pachet. Dar nu, se discută pe lucruri foarte concrete și de cele mai multe ori extrem de grave. Adică, cel mai sigur, rușii știu foarte bine unde domnul acesta a călcat în străchini. N-am niciun argument să vă contrazic. Iar măsura în oglindă, dacă ar veni, ar trebui și ea să fie justificată, fără ca aceste argumente să fie oferite în același spirit. Dar măsura respectivă este și ea justificată sau se face doar ca să răspundă celei întâmplate la București? Fiind exercițiu suveran al autorității în legătură cu activitatea unor diplomați acreditați, nu este nevoie nici să fie justificată și nici să se comunice date similare, să spunem. Pot să vă spun, diplomații români își fac datoria conform tuturor regulilor internaționale, oriunde s-ar afla în lume. Și ca să întoarcem argumentul rușilor, sau mai bine zis argumentul ambasadorului Rusiei la București, cât de prietenos sau prietenesc este gestul cuiva de a încerca să recruteze oameni care să-i aducă informații despre România și aliații săi? Domnul Prelipceanu, trăim într-o lume complicată. Ce pot să vă spun este că în Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană, între statele membre, nu există astfel de subiecte în activitatea diplomatică a noastră și a partenerilor noștri. În afara Alianței Nord-Atlantice și a Uniunii Europene, sunt alte principii, alte valori și, evident, alte garanții. Pot să mai apară, repet, foarte rar astfel de situații, dar se întâmplă. Un scurt comentariu de context, Cristian Diaconescu. Îngrijorare mare în legătură cu ce se întâmplă în estul Ucrainei. E adevărat că rușii, într-o declarație despre care mulți spun că a fost tradusă greșit, au spus că se retrag. După aceea pare că a fost vorba despre oprirea unui exercițiu și că ar fi fost retrase doar trupele care participau la acel exercițiu. Deci, dincolo de contextul Cehia pe care l-am epuizat, contextul mobilizării rusești de la granița cu Ucraina, cum e pentru noi? Foarte complicat. În acest moment, România se află într-o regiune care este considerată de foarte mulți una dintre cele trei cele mai periculoase de pe glob. Și din acest punct de vedere, în acest moment, Federația Rusă, prin desfășurările militare la 150 de mile de frontiera ucraineană, practic a ieșit din zona negării plauzibile, cum s-a întâmplat după 2014, spunând foarte clar că desfășoară niște exerciții militare care însă au ca tematică o acțiune ofensivă. Sigur, au existat niște repoziționări, inclusiv din zona Mării Negre. Pericolul este, mă rog, oarecum ponderat în acest moment. Sigur că pe coridoarele diplomatice și politice dialogul se desfășoară 7:24 în legătură cu obiect. În mod evident însă, temerea cea mai mare în astfel de situații este ca apropierea foarte complicată a unor forțe militare în poziție de luptă poate genera la un moment dat un accident, accident care intră, cum se spune, pe o spirală irreversibilă. Și de aceea separarea forțelor militare este o precondiție pentru orice fel de dialog, fie el politic sau diplomatic. Sigur, sunt niște elemente de informare reciprocă, să știți, dincolo de tot ceea ce se vede public, între zona Alianței Nord-Atlantice, americanii de o parte și zona Federației Ruse. Deci un incident nu este chiar atât de iminent. Dar evident că în această situație poziționarea militară condiționează dialogul la masa negocierii. Mulțumesc mult. Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, în direct la Digi24. Despre Oscar.